Bună ziua, dragii mei! Și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafea. De data aceasta, pentru ziua de luni, 8 august 2022, să vedem ce energie va aduce această ceșcuță. Astăzi e pentru toți telespectatorii mei, pentru toți cei care mă privesc. Cei care așteaptă vești zi de zi de la cafeluță sau de la tarot. Țin să vă mulțumesc încă o dată, dragii mei, pentru toate mesajele frumoase pe care mi le trimiteți zi de zi, pentru încurajări, încurajările voastre. Sunt foarte fericită, mă, mă împlinesc aceste mesaje ale voastre. Simt că nu fac degeaba tot ceea ce fac. Oricum, totul se transformă în ceva frumos trimis către voi, și sper de fiecare dată să vă ies în întâmpinare așa cum vă doriți. Bine ați venit, dragilor, pe canalul meu. Bine, v-am regăsit aici. Iată să petrecem uh, alături încă câteva minute din acest timp prețios care ne este dat uh, să-l trăim uh, pe acest pământ. Uh, să începem, uh, deci, citirea în această cafeluță. Iată ceașca. Este o ceașcă interesantă de data aceasta. Și să vedem cum începe. Aici văd, dragilor, un bărbat și parcă bă, sporovăiți cu acesta, bă, certați, nu știu de la ce ați pornit, de la un lucru insignifiant se pare, totul este creat de mândrie, de ego, de aceste sentimente false care ne dau nouă valoare, dar iată că această ceartă nu va dura cu acest bărbat pentru că vă veți cunoaște mai bine cu această ocazie, vă veți împăca destul de curând și mai mult decât atât veți începe o relație cu acest bărbat. Da, pornind de la o ceartă, poate părea nera locul lui acest, ceea ce vă spun acum, dar așa se va întâmpla pentru unii dintre voi. Uh, veți descoperi a, a, cu această ocazie că sunteți niște firi mai vulcanice, așa mai uh, uh, sp sprintene, uh, care vă aprindeți uh, din orice și vă asemănați foarte mult în acest sens, uh, dar în același timp uh, se pare că unul dintre voi uh, este mai... Uh, uh, știe să ierte și știe să dea înapoi când este cazul de așa ceva. Iată, dragilor, că văd aici, în perioada imediat următoare, că vă vine o soluție la o problemă pe care o aveți în prezent. Se pare că vă confruntați cu ceva, ceva nu prea vă lasă să dormiți noaptea, nu vă lasă să vă odihniți, vă dă de gândit mai mult decât ar trebui și la această problemă pe care o aveți, vă va veni soluția pe care o așteptați, să știți. Văd aici ceva nou care se va întâmpla pentru voi sau unor persoane apropiate vouă, ceva foarte benefic, poate veți auzi și de nașterea unui nou născut în apropiere sau la niște cunoscuți. Toate aceste vești, iată, vin cu, energi, cu o energie nouă și extrem de pozitivă pentru voi. Ceva, ceva ce a rămas neterminat de săptămâna trecută, sau cel puțin de săptămâna trecută, ceva nepus la punct, se poate încheia de-abia pe joi, pe vineri, să știți. Dacă așteptați rezolvarea acestei situații mai devreme, să știți că nu se va încheia. De-abia pe joi văd rezolvarea acestei probleme, acestei dileme pentru unii dintre voi. Mai aveți puțin de așteptat, așadar va trebui să aveți puțină răbdare. Se pare că aveți de-a face cu o situație toxică în viața voastră în aceste zile. O situație cu care vă confruntați, care vă face să vă frământați, și care vine în legătură cu o persoană care este taur sau leu, văd aici. De la o persoană care este taur sau de la un leu. Aceste persoane este posibil să vă facă viața un calvar în aceste zile. Fie prin comportamentul lor, fie prin ceva, o veste pe care vă dau, și așa mai departe. Văd aici o femeie în casa dumneavoastră care se uită așa în depărtare și pare foarte îngrijorată în legătură cu o situație. Este situația de care vorbeam mai devreme și care se va încheia, se va rezolva. În mod favorabil, vouă pe joi sau cel târziu pe vineri. Așadar, această femeie va trebui să mai aibă ceva răbdare. Această femeie este posibil să fiți chiar dumneavoastră dacă sunteți femeie sau o parteneră, dacă sunteți bărbat, o parteneră, dar dumneavoastră o soție sau o soră, ce știu eu, cineva din casă de gen feminin care poartă această grijă deosebită vis-a-vis -vis de această situație. Dar să știți că această situație se va rezolva, totul va fi bine în final. Totul este spre rezolvare. Văd aici o casă la care vă gândiți în ultima perioadă, poate vă gândiți să, să renovați o casă, casa dumneavoastră în care stați, sau poate să cumpărați o casă nouă, sau oricum ar fi gândul vostru stă la o casă, poate mai aveți o casă undeva la țară și vă gândiți foarte mult în ultima perioadă să mergeți acolo să petreceți ceva timp în această casă. Gândurile voastre se îndreaptă foarte mult uh, spre această căsuță uh, pe care o aveți. Uh, mai văd aici uh, uh, existența sau uh, posibilitatea de a avea un proces uh, în această uh, perioadă, în aceste zile, uh, sau o întâlnire cu cineva de la o instituție foarte importantă. O persoană extraordinar de importantă, și în același timp o persoană care aduce, poartă ceva foarte negativ pe umeri și care vă transmite această energie negativă. Dar dumneavoastră sunteți foarte puternici și veți reuși să treceți și peste întâlnirea cu această persoană. La sfârșitul săptămânii, să știți că veți primi niște vești. Și veți cunoaște niște persoane, mai ales cei care sunt singuri. Se pare că veți cunoaște persoana care vă este potrivită în această perioadă. O persoană foarte interesantă și care își arată interesul foarte vădit față de dumneavoastră. Se pare că o atrageți, este o persoană foarte volubilă, o persoană care vă poate ajuta din multe puncte de vedere și așa mai departe. Văd aici foarte multe persoane adunate, asta înseamnă că veți merge undeva într una din aceste zile, poate la un examen pe care l-aveți și aveți emoții pentru că de, acest, de luarea acestui examen depinde siguranța voastră pe mai departe, siguranța familiei voastre și așa mai departe. Văd aici un leu foarte pregnant. Veți avea de-a face foarte mult cu o persoană din zodia leu sau veți face apel foarte mult în această perioadă la forța dumneavoastră interioară, la puterea voastră, pentru că după cum spuneam sunteți, sunteți niște persoane foarte rezistente, foarte puternice care puteți face orice ce vă propuneți. În casa dumneavoastră se pare că vor intra niște persoane sau veți avea conexiuni cu persoane a căror inițială este V, E sau L Uh, și uh, mai văd aici o inimă. Probabil veți cunoaște o persoană cu care veți relaționa și apoi veți păstra legătura cu această persoană. Veți transforma relația cu ea într-un parteneriat, într-o relație de lungă durată. Uh, prin urmare, conexiuni de bun augur văd aici și mai văd o femeie care ar vrea așa parcă poate dumneavoastră sunteți acea femeie în casa dumneavoastră să îndepărteze tot răul de la voi. Și reușiți să faceți acest lucru prin procedeele pe care le aplicați periodic. Faceți o curățire a casei, așa cum știți dumneavoastră, cum v-au învățat și alte persoane de bine. Uh, și uh, totul va fi din ce în ce mai bine. Să vedem uh, dacă vi se va îndeplini dorința. Da, se pare că dorința voastră se va îndeplini, dragilor. Și veți merge uh, împreună cu familia dumneavoastră, să știți, în această perioadă. Veți merge undeva în vacanță, în concediu, veți petrece câteva zile uh, însorite și pline de căldură sufletească, alături, cu pri alături de prieteni dragi, uh, într-un loc foarte frumos. Cam asta a fost citirea dragilor pentru astăzi în cafea. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor, toate bune!